găsit la un tutorial. Astăzi vom folosi tot After Effects. Vom încerca să facem o semnătură animată care să ningă. Un lucru foarte simplu și ușor de realizat și are un rezultat frumos, zic eu. Să începem. Composition, new composition, 350x150 sau ce dimensiuni vreți. Totuși cam mică, project delete, cam mică, 400x150, cred că voi face eu. Sau, nu, no, e bun, 350x170, așa, e bun la mine. Luați imaginea, eu o voi folosi pe aceasta. Drag and drop. O punem în compoziție. Ținem shift, redimensionăm. Pe rotiță dăm zoom in sau zoom out. Click dreapta, new, solid, negru. În partea dreapta la effects and presets scrieți CC, adică CC, snowfall. Snowfall, vedeți? Așa. Acum ne vom juca cu fulgi. Dimensiunile ceva mai mari, așa. Variația și ea. Viteza e bună cum ea. Vântul va merge așa. Spread. Împrăștierea lor va fi așa. Opacitatea puțin mai mare. Acum F4 ca să vă apară blindul și dăm pe add și dăm play și vedeți că ninge. Așa. Dăm la o dimensiune mai mică. 4 secunde. Da, cam 4 secunde, ia să vedem cum a ieșit. Da, aici bine. Stop. Compoziție. Click dreapta la compoziție. New. Solid. Tot unul negru. Tot pe add. Click dreapta. Layer style. Stroke. La stroke. Alb. Inside. 1. Overlay. Și avem prea minunata noastră semnătură. Ca să iasă și mai bine, punem și un text. Text. Christmas. Eu voi pune tutorial. Font. New. New. Acesta. Sau celălalt. Nu e o mare diferență. Așa, mai mare. Caps lock. Dacă vă pare acea eroare, pune, dați numai caps lock. Tutorial. Și dacă vrem să fie, să nu fie așa vizibilă, apăsați, sau nu, nu apăsați nimic, dați, intrați aici. Transform. Opacity. 100%. La, mergeți la capătul rândului. Așa. Acum dați opacity mai scăzut. Și așa arată. Un tutorial simplu, ușor de realizat. Sper că v-a plăcut. Până data viitoare, eu o să fiți mai bine. Pa!